Comunitățile din Valea Jiului au nevoie de oameni implicați care să aducă un aport în dezvoltarea lor. Unul dintre acei oameni care se preocupă de bunăstarea cetățenilor este Govor Vasile Florin. Prin acțiunile pe care le-a întreprins de-a lungul timpului, a încercat să aducă rezolvări problemelor cu care se confruntă locuitorii Văii Jiului. Acesta s-a implicat în problema creșterii prețului apei prin adăugarea apei meteorice, majorarea prețului la gunoi, dar și alte situații semnalate de cetățeni. Anul trecut, dacă nu mă înșel, prin luna august, iulie de fapt, când am făcut demersurile necesare, a fost o problemă în toată Valea Jiului cu apa meteorică ce a venit pentru persoanele juridice și a venit o sumă exorbitantă, deci o sumă nejustificată. Și atunci am luat atitudine, am expus și problema în Consiliul Local, am început să strâng și semnături pentru acest lucru și în august s-a revenit, au făcut o altă formulă de calcul și ne-au dat banii înapoi. În momentul în care s-a dublat pur și simplu prețul la gunoi către persoanele juridice, în momentul ăla am mers cu domnul Dănuț Anghel și am început să strângem semnături prin oraș și cred că după vreo două zile aveam vreo 100 și ceva de semnături cu ele, am mers la primărie, am expus problema, am făcut o cerere și ni s-a recalculat acel preț. De asemenea, pentru cetățeni, ori de câte ori a fost nevoie, am luat atitudine. Reamintesc ultima creștere a prețului, dacă tot vorbeam, prețului gunoiului către persoanele fizice. A crescut de la, sper să nu mă înșel, a fost 8 lei, a crescut la 10 lei în noiembrie 2018 și în momentul ăla am fost unul dintre cei care au votat împotriva argumentat. Activitatea acestuia ar putea fi un exemplu de curaj și pentru alți tineri care își doresc să aducă o schimbare în orașele în care trăiesc.